Astăzi, în duminica a 8-a după Rusalii, preafericitul părinte patriarh Daniel a săvârșit sfânta liturghie împreună cu un sobor de 4 ierarhi ai bisericii noastre la altarul de vară al mănăstirii Sfânta Maria Techirghiol, stavropighie patriarhală. Întâi stătătorul bisericii noastre a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat faptul că, mai întâi, omul este o ființă spirituală care are suflet nemuritor. Mai întâi, Mântuitorul Iisus Hristos a hrănit poporul duhovnicește, spiritual, prin cuvântul Evangheliei Împărăției Cerurilor. A hrănit mai întâi sufletul, după aceea a vindecat pe cei bolnavi și numai spre seară târziu, după atâta ascultare a cuvântului și după vindecarea bolnavilor, a înmulțit cele 5 pâini pe care le-a găsit cineva din mulțime și cei 2 peștișori. Ce învățăm din aceasta? Că mai întâi omul este o ființă spirituală, nu biologică. Are suflet nemuritor, chiar dacă trupul său este muritor. De aceea Mântuitorul spune, oricine crede în mine, viu va fi chiar dacă va muri. Va fi viu cu sufletul chiar dacă va muri cu trupul. Deci mai întâi Mântuitorul Iisus Hristos luminează și hrănește sufletul cu Evanghelia iubirii nesfârșite a lui Dumnezeu, iubirea și bucuria vieții veșnice din Împărăția Cerurilor. El spunea în altă parte Mântuitorul că, de fapt, cuvintele lui sunt duh și viață. Nu sunt o simplă informație, sunt o relație, o legătură vie a lui Dumnezeu cu oamenii și a oamenilor cu Dumnezeu. Deci îi hrănește mulțimile nu doar cu informații, ci prin cuvântul său, Dumnezeu cuvântul, îi pune în legătură pe oameni cu iubirea cerească și veșnică a lui Dumnezeu Tatăl. De aceea oamenii nu s-au simțit obosiți și nici plictisiți, pentru că nu le spunea simple cuvinte omenești, ci le spunea cuvinte care sunt duh și viață. Prefericirea sa a mai afirmat că, din Sfânta Evanghelie de astăzi, biserica a învățat că trebuie mai întâi să ne hrănim sufletul. Ce a învățat biserica din aceasta? A învățat că înainte de orice mâncare și băutură, atunci când mergem la biserică, trebuie să ne hrănim sufletul, nu trupul, sufletul cu ascultarea cuvântului Evangheliei și apoi cu împărtășirea, cu multe rugăciuni și cu împărtășirea din trupul și sângele Domnului. Dar această împărtășire cu trupul Domnului din Sfântul Potir, ce este? Este împărtășire spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre vindecarea sufletului și a trupului, cum spunem noi în rugăciunile de la împărtășanie. Cele 5 pâini din Evanghelia de astăzi au devenit simbol pentru cele 5 prescuri care se aduc la biserică și din care se scot părți folosite pentru pregătirea Sfintei Liturghii Euharistice, a Sfintei Împărtășanii. De asemenea, cele 5 pâini sunt simbol pentru cele 5 pâini de la litie, când se săvârșește vecernia împreună cu litia și se cere binecuvântarea pâinilor, a undelemnului, a vinului în parohia, în mănăstirea respectivă, în toată eparhia și în toată lumea. Deci aici nu avem de-a face doar cu o hrană trupească în înmulțirea pâinilor, ci este o hrană trupească cu înțelesuri duhovnicești. Vedem deci în primul rând că Mântuitorul Iisus Hristos acordă prioritate sau întâietate hrănirii sufletului cu sensurile, semințele duhovnicești ale cuvintelor Sfintei Scripturi, ale cuvintelor din Sfânta Evanghelie a iubirii veșnice a lui Hristos. Patriarhul României a evidențiat și faptul că filantropia bisericii izvorăște din Sfânta Liturghie.
Această Evanghelie de astăzi ne arată că opera socială sau filantropică a Bisericii izvorește din Sfânta Liturghie, din ascultarea Evangheliei lui Hristos, din împărtășirea cu Sfintele Taine spre vindecarea sufletului și a trupului și din arătarea iubirii frățești milostive prin ajutorarea celor flămânzi. Așa deci, Evanghelia de astăzi a mulțirii pâinilor înseamnă Evanghelia înmulțirii iubirii față de Dumnezeu, pentru că El ne iubește mai întâi pe noi și față de semenii noștri. Mântuitorul Iisus Hristos arată că mai întâi omul este ființă spirituală, duhovnicească, este ființă rațională, relațională, liberă și iubitoare de Dumnezeu și de semeni. Și cuvintele Evangheliei înmulțesc iubirea față de Dumnezeu și față de semeni atunci când sunt ascultate, asimilate și făcute roditoare în sufletul omului. La finalul slujbei, întâi stătătorul bisericii noastre a oferit mănăstirii Sfânta Maria Techirghiol Stavropighie Patriarhală pachete cu tămâie și mai multe cărți apărute la editurile Patriarhiei Române. Prefericirea sa a oficiat apoi, la mormântul părintelui Arsenie Papacioc, o rugăciune pentru sufletul acestuia care a plecat la Domnul în urmă cu 7 ani.